Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Nu l-ai văzut niciodată atât de iritabil. Slatercolo a reproșat rețelelor de socializare. Frumoasa actriță, care are o mare bază de fani pe rețelele de socializare, a reproșat utilizatorilor rețelelor de socializare câteva știri despre Slatercolo. Actrița aproape că a deschis gura, a închis ochii în fața cărora a primit multe comentarii bune, dar o critică pe nedrept, fac comentarii negative și se amestecă în viața ei privată. Cunoscută pentru stilul ei de viață relaxat și pentru actorie, Slatercolo a spus următoarele cuvinte. Da, sunt cei care critică. Dar o văd ca o critică constructivă. Poți să mă critici, poți să mă susții, asta e bine și sunt foarte deschis la recenzii bune. Dar sunt și câteva critici care mă enervează. Criticile la adresa lui Sula m-au supărat complet. Dar aceștia sunt foarte puțini, în general ne iubesc și ne susțin. Ei vin pe platou, așteaptă ore în șir doar ca să ne vadă. Suntem foarte fericiți că vă motivează. Sunt foarte fericit, mă bucur că există. Dar nu-i pot înțelege pe cei care interferează cu intimitatea mea. Deci comentariile negative scad moralul tânărului jucător și reflectă munca lui. Nu conform doamnei Sila. Deși actorul spune că este deschis criticilor, el se uită la partea criticată a criticului, mă întreb ce face în propria viață, ea crede. Critici sau doar spui ceva? Ea arată. Potrivit jucătorului, toată lumea te critică pe propriul sistem de convingeri. Nu ar trebui să iei asta personal. Înseamnă că ți se pare potrivit să spui astfel de lucruri. De aceea, recenziile negative nu intră niciodată în modul sosire cu încredere. În gândurile lui Slatercolo, este ca și cum ar exista o discriminare fizică în sector. Uneori vede lucruri care infirmă teza mea. Potrivit actorului, acele lucruri nu ar trebui făcute. Ce ar face dacă s-ar întâmpla așa ceva frumoasei actrițe? Bineînțeles că ar fi foarte supărat. Dar obișnuia să spună că asta e pentru bine. Doamna Sila spune următoarele propoziții despre discriminare. Da, este nedrept. Dacă mă puneți într-un proiect, nu o faceți doar pentru mărimea sprâncenei, a ochilor și a corpului meu. Dacă pot să-i fac cu adevărat dreptate personajului, atunci dăm o slujbă. De asemenea, nu vreau să interpretez un personaj pe care nu îl pot descurca. Dragi abonati, ce le-ați spune celor care o critică pe nedrept pe doamna Sila? Nu uitați să scrieți în comentarii. Vă mulțumim că ați urmărit videoclipul nostru până la sfârșit. Ai grijă! Pa!